Dumnezeul care se va ridica la urmă. Iov, capitolul 19, versetele 25-29. Sunt mulți care se întreabă de ce Dumnezeu nu face nimic atunci când se întâmplă lucruri rele. De ce Dumnezeu nu pedepsește îndată pe cel care a făcut un mare rău? De ce Dumnezeu nu pedepsește îndată pe cei care abuzează copiii, care abuzează pe cei neajutorați? Răspunsul la această întrebare îl putem deduce chiar din titlul mesajului. Dumnezeu are pregătit o zi când va judeca toate lucrurile. Cei care pun o astfel de întrebare trebuie să se întrebe: dacă Dumnezeu se apucă să judece, există oare ceva în mine pe care Dumnezeu să-l pedepsească îndată? Cine poate decide până la ce gravitate a greșelii Dumnezeu să pedepsească îndată? Este adevărat că Dumnezeu mai intervine aici colo, dar aceasta arată faptul că există o judecată și ca oamenii să ia învățătură din aceasta. Problema este că oamenii nu vor să vadă că ceea ce au făcut este rău, ci mai degrabă îl acuză pe Dumnezeu pentru cele întâmplate, chiar dacă aceasta se datorează greșelii sau incompetenței omenești. Nici măcar un judecător uman nu dă o sentință imediată fără un timp de judecată a cazului. Tot astfel și Dumnezeu lasă un timp de pocăință și îndreptare, apoi urmează ziua judecății când Dumnezeu va pronunța sentința. În primul rând, astăzi încă mai este vreme de har. Dumnezeu așteaptă să se îndure. Isaia, capitolul 30, versetul 18. Totuși, Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de cei ce nădăjduiesc în El. Dumnezeu socotește că este drept să aibă milă și îndurare de cineva. El așteaptă și este chiar nerăbdător să poată face milă cuiva. În al doilea rând, El așteaptă pocăința noastră. Profetul Ezechiel, capitolul 18, versetul 23, spune: doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Ezechiel, capitolul 33, versetul 11. Spune-le pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă, întoarceți-vă de la calea voastră ce rea. Pentru ce vreți să muriți voi, casa lui Israel? Dorința lui Dumnezeu cea mai mare este, după cum se poate vedea, să poată să se îndure de cel păcătos. Singura condiție este aceea a pocăinței. De-a treilea rând, Dumnezeu poruncește pocăința. Fapte, capitolul 17, versetul 30. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutine să se pocăiască. Așadar, pocăința nu este la latitudinea cuiva, ci este porunca lui Dumnezeu care trebuie împlinită. În al patrulea rând, Dumnezeu are o mare bucurie pentru cel ce se pocăiește. Luca, capitolul 15, versetul 7, Domnul Iisus spunea: tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Mai mult decât te bucuri tu de pocăință, se bucură Dumnezeu. De ce? Pentru că El vede destinul de la urmă a omului. Dumnezeu se îndură și caut preț de răscumpărare pentru cel ce se coboară în groapă. Iov, capitolul 33, versetul 24. Dumnezeu se îndură de el și zice îngerului: izbăvește-l ca să nu se coboare în groapă. Am găsit un preț de răscumpărare pentru el. Prețul de răscumpărare pe care Dumnezeu l-a găsit a fost Fiul Său, Iisus Hristos. În al doilea rând, va veni vremea și nu-i departe când Dumnezeu se va scula să facă judecată. Dumnezeu se va scula să îngrozească pământul. Isaia, capitolul 2, versetul 19 și 21. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și în crăpăturile pământului de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul, și vor intra în găurile stâncilor și în crăpăturile pietrelor de frica Domnului și de strălucirea măreției Lui, când se va scula să îngrozească pământul. Oamenii astăzi se îngânfă, ridică pumnul spre cer și cred că pot să se lupte cu Dumnezeu. În ziua mâniei Lui, nimeni nu va putea să stea la vedere. Judecățile Domnului sunt drepte. Psalmul 7, versetul 11 spune: Dumnezeu este un judecător drept,
un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Psalmul 9, versetul 8. El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. Dreptatea lui Dumnezeu nu este nici pe departe ca dreptatea umană. Dreptatea lui este divină, este dreaptă. Acolo nu se are în vedere fața omului, nu contează ce poziție socială ai avut, câți bani ai avut. Atât de dreaptă va fi judecata lui Dumnezeu, încât omul nu va avea niciun cuvânt de spus. Psalmul 96, versetul 13, spune următoarele: Înaintea Domnului, căci El vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele după credincioșia Lui. Dacă întârzie, este doar pentru că El are o de lungă răbdare și așteaptă pocăința noastră. Nu te gândi că nu mai vine, așteaptă-L, El va veni negreșit. Dumnezeu a pus deoparte o zi și un ceas pentru judecată. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 17. Atunci am zis în inima mea, Dumnezeu va judeca și pe cel bun și pe cel rău, căci El a sorocit o vreme pentru orice lucru și pentru orice faptă. Apocalipsa, capitolul 14, versetul 7 spune, El zicea cu glas tare, Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui și închinați-vă celor ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Ceasul lui Dumnezeu este hotărât, un ceas și o zi a judecății pe care lumea l-ar vrea uitat să nu mai vină niciodată, dar El va veni și nu-i departe. În judecată de la urmă a lui Dumnezeu nu va fi loc de milă. Ezechiel, capitolul 24, versetul 14. Eu, Domnul, am vorbit. Lucrul acesta se va întâmpla și eu îl voi împlini. Nu mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale, zice Domnul Dumnezeu. Domnul Iisus spunea, Fiul omului pe pământ are putere să ierte păcatele. Atunci în ziua judecății nu se mai poate schimba nimic. Oamenii ar da orice să mai poată schimba ceva, dar acolo se culege ce ai semăna. De la judecata finală, niciunul nu va lipsi. Apocalipsa, capitolul 20, versetele 12 și 13. Și am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înainte scaunul de domnie. Niște cărți a fost deschisă și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morți care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Dacă judecata Domnului întârzie, nu crede că nu va fi, așteaptă, ea va veni. Deci am vorbit un pic despre acest lucru. Problema nu este că ea întârzie, ci că ea întârzie cu privire la alții și nu pentru noi. Pentru noi, dacă s-ar putea să nu mai vină niciodată. Habacuc, capitolul 2, versetul 3 spune, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci ea va veni și se va împlini negreșit. Întârzierea judecății este harul lui Dumnezeu care așteaptă pocăința noastră. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9 spune următoarele cuvinte, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are un de lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Acesta este un har deosebit pe care îl va face Dumnezeu omul păcătos. Vom lua noi seama la el sau îl vom lăsa să treacă pe lângă noi? Dumnezeu va fi binevoitor cu toți aceia care au ascultat porunca Lui și i-au slujit. Matei, capitolul 25, versetul 34, spunea Domnul Iisus, atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui, veniți binecuvântați Tatăl meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Cu toată strădania noastră nu vom putea niciodată să merităm să intrăm în împărăția Lui Dumnezeu. Aceasta este marele har pe care îl va aduce Domnul Iisus la venirea sa. 1 Petru, capitolul 1, versetul 13 spune, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Neprihănitul Iov spunea că îl va vedea pe Dumnezeu și că Dumnezeu îi va fi binevoitor.
Lupta noastră trebuie dusă în așa fel ca să căpătăm acest har care va fi adus la venirea Domnului Iisus. În concluzie, trebuie să reținem trei mari adevăruri, și anume: 1. Dumnezeu are o vreme de har când așteaptă pocăința noastră. În al doilea rând, Dumnezeu mai intervine uneori cu judecată pentru a-și atinge scopurile Lui. Unul din scopul lui Dumnezeu este ca oamenii să ia învățătură și să vadă că este o judecată. În al treilea rând, trebuie să știm că există o judecată de la urmă, când Dumnezeu se va scula să judece lumea. Să ne dea Dumnezeu gândul cel bun, ca să ne punem la inimă cuvântul Său. Amin.